tocmai de aceea el a fost în foarte multe ipostaze unde a concurat bine, chiar am fost înainte de europene la Cottbus, unde el a reușit chiar să câștige la paralele. Între timp el a mai evoluat și a mai îmbunătățit exercițiul, să vedem astăzi dacă va face absolut toate elementele pe care el le-a mai învățat, adică să crească valoarea exercițiului. Un greș de pe brațe, op, din păcate, ori nu a fost priza suficient de bună, i-a alunecat mâna, el vedeți că se uită la palme, nu reușește nici de această dată să-și demonstreze valoarea, este un sportiv foarte bun la acest aparat, dar din păcate cu această ratare nu mai are nicio șansă. I-a alunecat mâna, s-a văzut, i-a alunecat mâna. Și acel element la care a alunecat mâna e exact elementul de care vă spuneam, pe care el l-a introdus în acest exercițiu, un element nou pentru el. Îndreptare, Heli. Un salt înainte tăiat cu greci, foarte bine executat, care de altfel îi pare și îi poartă și numele, se pare. Tipălt și coborârea. De asemenea, și tu ai un element care spartă numele.